Reprezentanții Aquatim anunță lucrări în mai multe localități din județul Timiș. În unele locuri apa va fi întreruptă, iar în altele presiunea acesteia va fi scăzută. În perioada 27 august-6 septembrie, zilnic între orele 8-15, în drag și se vor efectua lucrări de mentenanță la stația de tratare a apei. Pe perioada lucrărilor, presiunea apei va fi scăzută în localitate. Pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție și a bazinelor de înmagazinare pe 28 august, între orele 8-16 presiunea va fi scăzută în Balinț, Târgoviște, Belinț și Secaș, iar între orele 9-16 se va întrerupe furnizarea apei în Remetea Mare. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure, deoarece această perturbare va fi de scurt Durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Rugăm de asemenea consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată. Transmit reprezentanții Aquatim.